Pandemia de COVID-19 și ultimele zvonuri legate atât de criza de curent cât și cea alimentară au creat panică și controverse în rândul populației. Chiar și în acest caz, mehedințenii nu se tem că nu vor avea ce pune pe masă în perioada sărbătorilor de iarnă și nu au de gând să-și facă provizii. În toată lumea s-a creat o panică după ce autoritățile din Beijing și-au îndemnat populația să își facă provizii urgente de alimente. Una peste alta, Austria a lansat o ipoteză privind o pană de curent de peste o săptămână în toată Europa. Mehedințenii, auzind aceste zvonuri, s-au îngrozit, însă în prezent teama a dispărut, iar aceștia spun că nu au de gând să își facă provizii de alimente. N-are sens. Pentru câtă perioadă se fac proviziile și se termină? Deci n-are sens. Ați gândit să vă faceți provizii de mâncare? Nu, eu îmi iau de pe azi, pe mâine, nu îmi iau ca să am aprovizionare. Mehedințenii consideră că nu va exista o criză alimentară și că marile lanțuri de magazine nu vor rămâne fără alimente. Să v-ați gândit să vă faceți provizii de mâncare? Nu prea. Nu prea, trebuie să aducă, nu o să ne lasă așa. Toată această panică a început după ce guvernul de la Beijing a îndemnat populația să-și facă rezerve alimentare și de produse de primă necesitate pentru a face față nevoilor zilnice și situațiilor de urgență, fără a primi explicații pentru acest apel.